Târgul Internațional de Carte de la Ierusalim și-a deschis porțile pe 11 februarie, atrăgând un mare număr de iubitori de carte israelieni și de pe toate meridianele. România este prezentă la acest târg de la prima sa lansare în 1963, participând în acest an cu un important stand de carte românească pentru cititorii români din Israel. Primul vizitator la standul României a fost domnul Alexandru Lorner din orașul Beersheva, situat la 200 de kilometri sud de Ierusalim, un pasionat cititor de lucrări de istoria României. Citesc cu plăcere cărțile de literatură, dar am destul de puțin timp pentru așa ceva. Colaborez și acum în forumurile de istorie din România, eu studiez istoria și cam atât. Principala vedetă a primei zile a Târgului de Carte de la Ierusalim a fost fără îndoială scriitorul Varujan Vosganian, actualul ministru român al economiei, care a prezentat publicului israelian lucrarea sa, Cartea Șoaptelor, tradusă de asemenea în limba ebraică. N-aș putea să vă spun exact când mi-a venit ideea de a scrie Cartea Șoaptelor. Probabil că într-un anumit fel am scris-o de când eram copil, pentru că această carte vorbește despre cuvintele șoaptă pe care le auzeam când eram mic, deși personajul principal este copilul care am fost. Amintirile din carte nu sunt ale mele, sunt ale bunicilor mei și ale bunicilor bunicilor mei. Într-un scurt interviu acordat TV Total, domnul Varujan Vosganian s-a referit la importanța pentru România a cărții șoaptelor și la ecoul său universal. Eu cred că e important și pentru noi, poporul român, să avem o carte a șoaptelor a noastră, să ne prezentăm lumii exact așa cum suntem. Cartea a avut un impact foarte mare, iată, a apărut acum 3 ani și deja există sau sunt în curs de apariție în acest an încă 10 versiuni ale cărții. Ea a fost socotită una dintre cele mai bine vândute cărți în țări foarte diferite, de la Argentina și Columbia până la Armenia și Israel. În continuare a interviului acordat TV Total, domnul Varujan Vosganian s-a referit la legătura dintre membrii familiei sale și genocidul armean din 1915. Eu reprezint a doua generație în România. Bunicii mei au venit din Anatolia. Familia mamei mele a fost în mare parte ucisă în timpul masacrelor. Bunicul a fost martor uciderii fratelui său. Din toată familia lui din Anatolia n-a mai scăpat decât fiica lui cea mică, sora lui cea mică. Cele două surori mai mari au murit, una în deșert, ținându-și în brațe pruncul, iar cealaltă aruncându-se neufrat pentru a scăpa de atrocitățile bandelor curde. E o poveste interesantă, a scris o scrisoare tuturor orfelinatelor, în speranța că sora lui mai mică trăiește. A primit o astfel de scrisoare din Alep, a venit cineva cu sora lui, dar nu i-a lăsat să se vadă, i-a pus pe fiecare în altă cameră și i-a pus să scrie pe o hârtie numele tuturor rudelor până la străbunici și abia atunci când au văzut că lista este aceeași, i-au încredințat-o pe sora lui mai mică. De fapt, lista părinților, bunicilor, străbunicilor, de fapt un pomelnic, pentru că toți ceilalți fusese răuciși în genocidul din 1915. Deși genocidul armenilor nu este recunoscut în mod oficial în Israel, domnul Vosganian a declarat pentru TV Total că armenii nu vor întreprinde niciun demers politic în această direcție, dar s-a declarat încurajat de interesul deosebit de mare manifestat de publicul israelian față de problematica armeană tratată în cartea sa. Dar cred că apariția cărții șoaptelor însă în Israel a renăscut această dezbatere și ea va fi de bun augur pentru o atitudine dedicată a Knessetului. Cred că în Israel chestiunea recunoașterii genocidului armen se apropie de acest deznodământ, anume Knessetul să dea o declarație în acest sens. Opinia publică, în orice caz, a luat această hotărâre înaintea clasei politice, pentru că felul în care Cartea Șoaptelor a fost primită, inclusiv la nivelul elitei culturale, dovedește acest lucru. De la Târgul de Carte din Ierusalim a transmis Sergiu Klein pentru TV Total.